Transportatorii de mărfuri grele și periculoase au fost trași pe dreapta de către polițiștii hunedoreni. Oamenii legii, împreună cu reprezentanții ISTCR, au acționat pe drumurile din județ pentru a preveni și combate abaterile de la respectarea normelor legale. Au fost aplicate aproape 90 de sancțiuni contravenționale pentru depășirea limitei de viteză, deficiențe tehnice, nerespectarea timpului de odihnă ori ITP expirat. Amenziile au fost de peste 12.000 de lei. Acțiunea polițiștilor a vizat prevenirea și combaterea abaterilor de la respectarea normelor legale privind siguranța și legalitatea transportului de mărfuri generale, dar și de mărfuri periculoase pe drumurile publice din județul Hunedoara, iar ca urmare a activităților de control au fost aplicate 89 de sancțiuni contravenționale pentru diferite abateri la legislația rutieră, dintre care amintim depășirea limitei legale de viteză, utilizarea telefonului mobil, dar și depășirea neregulamentare. Astfel de activități vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere și au ca și scop impunerea respectării normelor rutiere de către toți participanții la trafic. În plus, față de sancțiunile amintite, au fost aplicate 6 amenzi la legislația specială privind timpii de odihnă și de conducere care nu au fost respectați, amenzi în valoare de peste 12.000 de lei. Prin activitățile derulate, polițiștii hunedoreni urmăresc combaterea efectuării de către conducătorii de autovehicule sau de vehicule a unor activități de natură, a le distrage atenția în timpul condusului, combaterea nerespectării regimului legal de viteză, dar și a conducerii vehiculelor sub influența alcoolului sau a unor substanțe.